Aproape jumătate dintre elevii români cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani nu reușesc să interpreteze un text la prima vedere. Cel puțin așa reiese din rezultatele unor teste de evaluare făcute prin intermediul unei platforme gratuite la care au participat circa 47.000 de elevi. 42% dintre școlarii care le-au susținut au obținut scorul nefuncțional la testele de literație. Asta înseamnă că acești elevi au un limbaj simplist și pot să identifice personajele doar prin nominalizarea acestora. Dintre aceștia, circa 20%, însemnând cam 8% din populația școlară, sunt la limita de a trece în categoria de minim funcțional. La polul opus, doar 11% dintre elevi au reușit să obțină scorul funcțional. Există un risc semnificativ ca elevii din ciclu gimnazial care se află în incapacitate de a relaționa cu un text să întâmpine probleme viitoare pentru educația secundară și chiar pentru învățământul universitar. Este o realitate care ar trebui să îngrijoreze atât cadrele didactice și ministerul care aplică politicile în educație, cât și părinții. Datele mai arată că, în medie, fetele au scoruri de literație cu 10-15% mai mari decât băieții. Acest aspect este valabil pentru toate grupele de vârstă, atât din mediul rural, cât și din mediul urban. Carențele sistemului românesc de învățământ au fost dovedite și prin intermediul PISA și TIMSS. România se situează pe locul 47 din 79 de țări în ceea ce privește analfabetismul funcțional. Noțiunea se referă la persoanele care știu să citească, dar nu înțeleg ce au citit. De asemenea, la testarea PISA din 2019, România a avut cel mai slab punctaj din ultimii 9 ani.